Trei lucruri dacă împlinești în viața de creștin, să știi, pe Domnul tu-l proslăvești și răsplătire vei primi. Trei lucruri dacă te-ai gândit să-ți fie ținta căpătâi pe calea care ai pornit, vei fi la urmă locul întâi. Trei lucruri, iată care sunt. Întâi, în rugăciune să stai. Să ceri putere, Duhul Sfânt, aripi de zbor, aripi spre rai. Apoi să cânti și să vestești, să spui la oameni că Iisus venit din slăvile cerești, salvare sfântă ne-a dus. Să cânti și să te rogi, să spui, e steagul, tricolorul sfânt. Mai mare misiune n-ai, nici slujbă pe acest pământ. Să cânti înseamnă curcubeu atunci când cerul e înnorat. Să cânti, să lauzi pe Dumnezeu, ai biruit, ești om salvat. Dacă ești cântăreț sau nu, nu e important ce voce ai. E important să cânti și tu cum cântă îngerii din rai. Să cânti și să te rogi, să spui, atunci când cerul e înstelat, mai mare strălucire n-ai, nici om mai binecuvântat. Să cânti din inimă, să cânti din zor și până la apus. Mereu cântarea să o frământi și să o înalți ca jertfă sus. Să cânti ca David la palat, în adunare sau în voi. Să fie Saul vindecat când va privi în ochii tăi. Să cânti ca Pavel inspirat să se deschidă porți de fier, să sune laude neîncetat, să se ridice până la cer, să cânti lui Dumnezeu în Duh, prin Duhul Sfânt să înalți cântări, să se ridice în văzdu, osana până în depărtări. Să cânti că e frumos să fii în cor sau în solist viteaz. Dar nu să te arăți ce știi, să cânti cu lacrimi pe obraz. Să cânți că cântul este un jar ce aprinde sentimente vii, căci al cântărilor altar revarsă numai bucurii. În veșnicie cu Iisus vei auzi cântării, cântării, căci chinul, lacrima s-au dus și s-au schimbat în desfătări. De aceea cântă până când mai bate inima în piept, chiar dacă nu mai murmurând, fii cântărețul înțelept. Căci a cânta înseamnă foc ce arde orice ce păcat. Când noi cântăm, primim pe loc răspunsul binecuvântat. Sunt trei și acestea sunt surori. Să cânți și să te rogi plângând și să vestești la muritor pe Dumnezeu drept și sfânt. Adevăratul mesager ce duce lumii vestea bună înalță rugăciuni la cer ca să primească ce să spună. Atunci când cerul s-a norat și norii s-au pus în mișcare și locul s-a cutremurat și vântul s-a oprit pe mare și lei au rămas imuni și încleștați precum citim când Daniel în rugăciuni privea spre Ierusalim. Și lei și un alt străjer ce s-au rugat așa convins să se pogoare foc din cer și atunci altarul s-a aprins. Și Moise pentru Israel și David pentru al lui păcat și Ieremia, Samuel în rugăciune cu toți au stat. Sunt rugăciuni de mijlociri să ierte Dumnezeul drept. Dar sunt și ruși de mulțumiri pe care le înălțăm din piept. Sunt rugăciuni pentru împărați și pentru oameni răi, profani, dar și pentru surori și frați, ce sus sau poate jos sărmani. Sunt rugăciuni, dar nu sunt toți primiți ca vame și osmerit. Chiar dacă sunt la altar preoți, ei n-au putere, s-au mândrit. Ce fel de rugător sunt eu? Dar tu te întreabă Crist, nu ești adesea fariseu și îi lași pe frați cu suflet trist? Luați-l pe Iisus model și veți ajunge în vârf de stânci. Rugați-vă așa ca El, cu lacrimi și suspine adânci. Priviți-l colo, în Ghetsimani sau sus pe Golgota smerit, cum s-a rugat pentru dușmani și pentru oameni a murit. Hristos e stâncă și izvor, Hristos din morți a înviat. Ducem vestea tuturor, salvarea noastră din păcat, să predicăm cuvântul sfânt. Hristos ne cheamă, ne-a trimis să spunem celor care sunt că cerul încă e deschis. Să vină cei pierduți acasă, sunați din trâmbiță, să vestim că timpul care ne-a rămas e timpul să ne pocăim. Să înălțăm al nostru stea ca Petru la Ierusalim, ca Pavel la Aeropag și fără frică să vestim, căci omul care a vestit la oameni taina mântuirii, fiva de Tatăl răsplătit în ziua mare a venirii. Să predicăm, dar ia aminte să nu rămâi nerăsplătit. Să nu fii numai în cuvinte, numai în vorbe pocăit. Să nu fii fariseu fățarnic, să porți în tine numai fum, că atunci vei regreta amarnic de nu ești pocăit acum.
Așa cum Pavel a strigat așa, mă lupt cu firea mea murdară, mă lupt cu mine neîncetat, nu cumva să rămân afară. Mă lupt și tuturora vă spun să avem aceeași cumpătare, același numitor comun și în vorbă și în comportare. Să nu fim schelă sau cofraj, să fim betonul, armătura, să nu fim numai ambalaj, că ne va osândi Scriptura. Să nu fim mândru și înțelept, că ce ai înțelepciune mare, căci din mândria a căzut eterna stea strălucitoare. Să nu fii lacop de argint pe bani să predici mântuirea. Să nu fii vânzător de frați că-ți pierzi cu una strălucirea. Să nu fii băutor de vin sau alte băuturi ce îmbată. Hristos te cheamă să fii plin de cunoștința Lui curată. Să nu fii vestitor fricos pe bal de frică să-L săruți, să iei din slava Lui Hristos, o dai la idolii cei muți. Prin har, eu sunt ce sunt, prin har, nu pregătirea, cunoștința, prin Duhul Sfânt zidesc altar, prin El primim și biruința. Nu noi, Hristos l-a vindecat. Hristos e mila, bunătatea, să spui aceasta neîncetat, că Cel ne scapă de păcate, să spui și să te rogi fervinte, să cânți la fiecare pas, căci în curând, pe plaiuri sfinte, Hristos te va chema acasă, în țara unde nu-i durere, în țara fără de apus, căci Tatăl Sfânt ne dă putere să fim mireasa lui Iisus. Ca să zburăm ca porumbei spre porumbalul pregătit, lăsând în vale aici alei în chinul fără de sfârșit. Să prăznuim cu tot sărbarea la nunta cea din veșnicii, cu îngerii, cu adunarea, cu acele mii și zeci de mii. Fă, Doamne, astăzi pregătirea Sfinții lui Iisus Hristos, ca în ziua când va fi răpirea să nu rămână nimeni jos. Dorim cu orice preț, Părinte, să învingem pe Satan cel rău. Prin dragoste, prin fapte sfinte, prin sângele Fiului Tău, prin rugăciuni stăruitoare, prin vestea bună, prin cântări, să stăm mereu în așteptare, cu ochii ațiți spre zări. Amin!